Salutare tuturor! Bine ne-am regăsit, după cum v-am obișnuit. Nu ratăm nicio săptămână în care să nu punem ceva nou. Și avem multe noutăți pe aici. O să le vedeți pe toate în scurt timp. Nu uitați să ne urmăriți, să ne dați și nou un like acolo, un subscribe dacă vă place. Acolo jos, un like, un subscribe, un ce vreți voi, un com, ceva, ce nu v-a plăcut, ce v-a plăcut. După cum v-am obișnuit, să nu zic prea mult spus obișnuit, astăzi este vorba despre bere. Este vorba despre bere, o bem cu plăcere, e bună, merită toți banii. Dă-mi mie, las. Paharul rămâne aici. Dă-mi mie berea. Ia sticla asta de aici. Mă ocupe de ea. Beer Hub, Craiova. Subiectul de azi, ca să trecem direct la treabă, este acest Ruger. Nu este un pistol de bogătani, să zic așa. Este un pistol pentru cam orice buget, să zic așa. Nu este foarte scump, nici cel mai ieftin nu este, dar cred eu că și-l poate permite oricine își dorește un pistol de airsoft. După cum bine scrie și aici, merge cu capsule de CO2, are undeva la 2 Joule, zice 2 Joule maxim. Cred că are puțin sub 2 Joule, maxim ar fi, cred că când e butăria nouă, poate nici atunci. Dar vedem, rămâne să vedem dacă are sau nu. Fibră optică pe cătările replicii de Airsoft, încărcător de 15 bile și cu bile de 6 mm. Bun, hai să deschidem cutia, să vedem ce are în ea, cu ce vine pistolul la pachet, cu ce, exact ce are aici, cu asta a și venit. Hai să vedem ce are în cutie și cum arată pistolul. Ce avem aici? Este o factură. O să vă spun și prețul imediat. A fost 269 de lei. Este cumpărat, uitați aici prețul, ca să nu credeți că mențin, de la băieții de la Tour Airsoft. Bineînțeles că au prețuri bune și lucruri bune, să zic așa. Așa, ce avem aici? Avem un manual de instrucțiuni, în mare parte. Cum v-am prezentat, cam la toate pistoalele noastre de Airsoft, cam toate prezintă același lucru. Nu are rost să-l mai prezentăm. În mare, așa, ne uităm puțin peste să vedem despre ce e vorba. Arată unde se bagă butelia, cum se desface lăcașul butelia acolo, unde se bagă încărcătorul, cum se ia linia de ochire, cum pui piedica și toate astea. Bun. Trecem peste că le știți deja, cei care vă uitați la noi și cei care nu vă uitați, aveți timp să vă abonați, să vă uitați în continuare. Și scoatem acest pistol destul de frumos, să zic eu. Chiar arată bine că e nou. Chiar arată bine. Nu are blowback. Plastic. Plastic. Cred că e metal aici, dar nu e metal, e tot plastic. Plastic. Oricum arată bine. La banii ăștia arată bine. Despre fibra optică de care vă spuneam, este aici și aici. Bun, ce are în cutie? În cutie are această mini pungă cu bile. Nu știu câte sunt, că n-am fost nebun să le număr. Da, sunt câteva, te joci cam 10 minute cu ele. 100, cum spune Cătălin, că știi mai bine cu cifrele. Acești ochelari balistici, care sunt galbini. Vreau să-i desfacem, să-i punem puțin pe ochișori, să vedem dacă vedem prin ei ceva, totuși, că ai ideea. Avem un triunghi aici care totuși încurcă, dar o să-l dezlipim. Mă, da! Văd bine! Văd chiar bine cu ei, adică pot să-ți vedeți capul dacă mă chinuim țin, adică așa, bun, îi punem înapoi, că momentan nu-i folosim, dar o să avem nevoie de ei când facem testul de precizie și cronograf. Bun, și cam asta e tot. Asta e cutia, e goală, o punem deoparte. Hai să vorbim despre pistol.
O mare parte cam așa arată pistolul. Cătările se văd aici. Da, se vede fibra acolo, verde și portocaliu. Încărcătorul, mod clasic, buton, iese afară liniștit. Aici se bagă butelia, capsula de CO2. Adică așa, cu capul în sus. Nu o băgăm acum, o să o băgăm în momentul în care facem tragerile. Nu are pop-up. Slide-ul nu se mișcă. După cum spuneam, full plastic. Deci nu are prea multe, dar cred că își face treaba așa cum e. Aici este safety modul. Aici trage. Aici este blocat, nu se întâmplă nimic. Cam asta e mare parte. Nu o lungim foarte mult pentru că e prea simplu să spunem prea multe detalii care nu și-au rostul. Hai să-l încărcăm, hai să punem butelia, hai să umplem încărcătorul cu pile și hai să vedem cât de precis e, ce putere are și să fim și noi convinși că are doi juri. Deși, hai să vedem. Fixăm bine butelia acolo să fie pe garnitură, să nu cumva să strângem și să rupem garnitura. V-am mai spus în celelalte videoclipuri, s-a strâns puțin acest șurubel. Prindeți bine și dați dintr-o dată bine. Mie mi-a scăpat puțin că trebuie să și filmăm și să-l prindem în cadru. Dar în mare parte am prins destul de bine, n-a scăpat prea mare presiune. Închidem lăcașul ăsta de al buteliei și hai să punem bile, punem bile de la noi. Avem aici speed loader-ul cu care încărcăm pe aici prin partea de jos, zic eu. Bun, este încărcat, am băgat 12 bile. Îl introducem în pistol frumos. Și este încărcat. Merge să-l testăm la cronograf, să vedem ce putere are și la precizie, să vedem cât de precis este la țintă. Hai să vedem cât de bun este. Andrei, știi ce ai uitat să-mi spui despre pistolul ăsta? Nu. Ce model e? Bravo. Este un Ruger P345, da? Da. Care este bun pentru orice buget, scrie că are 2 juli, uite chiar și aici. Hai să vedem și ce poate. 118 metri pe secundă cu 1,39 juli. 111,5 metri pe secundă cu 1,24 juli. 135 de metri pe secundă cu 1,82 juli. Și nu avem temperatura de tragere de 20 de grade. Este un pic mai frig de 20 de grade. 139,5 cu 1,95 juli. Are, mă! Da, mă, s-a apropiat. Are, mă! Și noi nu avem temperatura de tragere aici. Da. Deci are. Dar tu nu ești în tricou, nu? Ba da, sunt în tricou. Mi este un pic frig, iar... Scot un pic și de aburi, ca da, să se vadă că nu e temperatura. Se vede acolo pe cameră. Avem undeva la 13 grade, cât 14 grade, 15 maxim. Hai să așa. Așa. Da? Are mai mult de 2 juli, cred că. Da. Cred că nu. 127,7 cu 1,63 juli. 114 metri pe secundă cu 1,3 juli. 111,6 metri pe secundă cu 1,25 juli. 131,5 cu 1,73 juli. Bă, nu mă dezamăgește, jur că îmi place acest pistol. Știi ce e important? Că se apropie de valoarea lor. Se apropie, dar gândește că nu avem temperatura de tragere și corect, avem bile de 0,20. Corect, corect, corect. 132,2 metri pe secundă cu 1,75 juli. 135,8 metri pe secundă cu 1,84 juli. Îmi place. 107,6 metri pe secundă cu 1,38 juli. Nu-l mai lăsăm, nu? 112,1 cu 1,26 juli. Și gata! Și ăla e. Punem piedica. Băi... This gun worth. Adică merită. Fraților, ați văzut ce preț are, da? Pentru un buget redus. Pentru un începător. E beton. Hai să-l punem, să vedem, să-l punem la test la țintă, să vedem cum trage acolo, să vedem cât de precis e. Îl încărcăm și tragem. Pe fire mode. Și hai să-l punem la treabă, să vedem cât de precis este. La 5 metri, tragem.
Ăsta este, o să iau ținta, să o discutăm. Deci, după cum se observă, cred că asta e singura în negru. Nu mai sunt. Mai sunt două în negru, da. Din 15 bucăți, trage un pic cam jos. Eu am țintit centru, bine, n-am stat să ochez de fiecare dată, am dat pac, 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 cât am putut de repede. Dar, eu zic că e destul de precis. E ok. Ăsta e obiectul. Dacă îl vreți, o să vă lăsăm un link în descriere să puteți să îl luați. Ce n-a mai spus Andrei? Ăsta de aici, cocoșul, nu e, n-are nicio treabă, e doar așa de design. Ruger pe 345, făcut de Umarex, 2 juli, energie cinetică, care chiar îi are. Aproape. Noi am tras la o temperatură mai jos de 20 de grade față de temperatura, deci adică un pic mai jos de 20 de grade, care 20 de grade este temperatura optimă de a trage cu bateriile de CO2. Da? Corect. Și el a ajuns până la 1,85. Tati. Mai bine, e bine. E bine. Eu sunt surprins. Eu nu credeam că ajunge la 1,85, pentru că vorbim de un pistol slăbuț, low cost, adică... Low cost, low budget. Îl găsiți low în descriere dacă vreți să-l cumpărați de la twoheadsoft.ro, îl găsiți acolo jos. Puteți să-l căutați unde vreți, nu face reclamă la... Deci noi nu facem reclamă la twoheadsoft, acolo l-am găsit mai ieftin. Nu primim nimic, noi le cumpărăm, nimic. Toate replicile le cumpărăm. Suntem pasionați, ne plac aceste replici de airsoft, ne plac armele în general. N-am făcut rău nici măcar la o muscă, dar ne plac. Atât. Doar ne plac. Și am omorât pe toate aici. Avem un spațiu delimitat aici, ascuns de ochii oamenilor, nu ne ducem cu ele în mulțime, că nu avem voie, le ținem numai acasă, bine puse, fără butelie, fără bile și ne jucăm cu ele. Păi, le place să ne jucăm. Da, mă, nu deranjăm pe nimeni. Sunt niște jucării, nici un fel. Băi, el arată foarte bine pistolul ăsta. Arată bine. Și e greu. Și se ține bine în mână, cum spunea și Cătălin, are o poziție bună de prindere, știi? Uite, adică deci, ți oferă o siguranță, știi? Foarte ergonomic. Foarte ergonomic. Ține și tu, să vezi aici. Deci, aici, împinarea asta aici. Să vezi cum vine. Ia să vedem. E fix făcut pe mână. Da, într-adevăr, se ține foarte bine mână, se ține foarte, foarte bine. N-am nimic de obiectat. Dar dacă vreți să vă cumpărați un pistol până în 300 de lei, Airsoft cu o putere de aproximativ de 2 juli. Cred că depășește 2 juli, dacă o să tragem la temperatură optimă. O să tragem, o să mai facem, o să vină căldura, o să vină vara, o să vină primăvara și mai facem teste cu fiecare parte. Dacă ne cereți asta și chiar sunteți curioși, le putem face pentru voi. Dar merită banii. 300 de lei îi merită și am încheiat discuția. Ce avem aici? Avem cumva un... Un Beretta. A, bravo. Care o să-l prezentăm în emisiunea viitoare. Avem două cumpărate, unul așa pe gri și unul pe negru, full negru. Nu o să spunem prea multe despre el acum. Îmi place să fac asta. Avem cocoș acolo frumos care acționează. Bun. Tot low budget și este cu green gas. Adică merge cu o chestie de asta, da? Noi am luat unul negru de la Octagon. Cod produs 7310, nu mai contează. 7310 ăla e, da? Este un gaz cică de putere mai mare. O să vedem data viitoare ce poate să facă minunăția asta și minunăția aia. Și până data viitoare, nu uitați să vă abonați și la celălalt canal de YouTube al nostru, pe care îl iubim și muncim mult, știrile care nu contează, pentru că râdeți și acolo. Acolo râdeți. Aici vă simțiți bine, da. Vedeți chestii de pasionați de colecționat. Noi sperăm să fie așa. Acolo râdem, să zicem așa, în dezacoare, știi? Sperăm. Nu uitați să vă abonați acolo. Acolo? Să dați... Acolo? Acolo. Să vă subscribe acolo. Să dați un share la clipurile care vă plac. Și să lăsați un coment acolo dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut. Ce nu v-a plăcut? Să facem? Ce vreți să vedeți la noi? Ce arme doriți să... Arme de airsoft, bineînțeles. Lasă-mă că vorbeam de știrile care nu contează. Noi? Da, acolo puneți un coment așa, ce să mai facem, ce să mai mergem, unde să mai mergem, unde să mai ducem. Nu mai știm de care. Pe știrile care nu contează. Acum trecem la Breaking Point and Relax. Și dacă vă plac clipurile noastre și vreți să vadă cât mai mult, dați un share. Dacă vă plac clipurile noastre, dați un subscribe, un like și un coment. Spuneți-ne ce nu vă convine până la urmă, că de asta mai sunt. Sau ce vreți să mai vedeți, ce replici vreți să mai vedeți. Și ce nu le convine? Că noi încercăm să le cumpărăm și să vi le prezentăm. Nu le luați voi înainte, lăsați-ne pe noi să le testăm și voi le luați după aia dacă merită. Dar ăsta, după părerea mea, dacă ai un buget mic, frate, merită. Merită. Mai avem unul. Nu mai avem unul. Mai avem unul ca ăsta. Ia uite-l. Și am tras ceva cu el, ne-am jucat puțin cu el. Da, și încă merge. Jucătările, da, e bun. Merge, n-are nicio problemă. Ia și tu în mână, că tot îl prezentăm pe asta. Îl iau în mână, nu? Știi el. Așa. Și până data viitoare, toate cele bune.